Mai ascultăm de acum încolo. Doamna doctor Ilinca Tranulis este pe canapeaua de la Neața, medic pediatru, specialist în lactație. Astăzi discutăm despre astmul în cazul copiilor mici. Până de curând nici nu știam că există așa ceva. Maximum credeam că este un soi de alergie. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Ce e astmul ăsta la copiii mici? Cum se manifestă? Există în primul rând așa ceva? Există astm la orice vârstă. Singura problemă cu diagnosticul de astm este că nu se poate face până după vârsta de 5-6 ani. Pentru că diagnosticul foarte clar de astm presupune ca fiecare copil să sufle în niște aparate cu anumite indicații și atunci un copil foarte mic nu poate să respecte aceste indicații și atunci nu putem să spunem clar că este astm. Dar putem avea niște manifestări clinice foarte sugestive de așa ceva. Se confundă cu alte afecțiuni? Putem să comparăm cu ceva? Da, putem să comparăm în primii ani de viață cu bronșiolitele sau cu niște pneumonii interstițiale care se manifestă cu wheezing, cu șuierat. Copilul atunci când respiră se aude un șuierat care atrage atenția părintelui. Pe lângă acest șuierat, copilul simte o sete de aer, o dispnee, o dificultate respiratorie, e greu să respire, simte că este toracele apăsat, că este o constricție, mușchii respiratori din torace se contractă și îi dau această apăsare. Asta deja un copil mai mare poate să spună. Și bineînțeles tusea, care este extrem de frecventă, de obicei este o tuse seacă, iar în mod caracteristic tusea se manifestă preponderent noaptea, dar nu e obligatoriu, și ziua și noaptea. Aceste episoade, mai ales acest șuierat, trebuie consultat de un medic care va îndruma părintele spre un pneumolog care trebuie să urmărească mai multe astfel de episoade ale copilului și la un moment dat, eventual, să pună diagnosticul de astm. Cei mai mulți dintre acești copii au un teren atopic, au o predispoziție pentru boli alergice, iar astmul la ei de obicei este declanșat de ceva, este un trigger care determină fiecare exacerbare, fiecare criză. Poluare? Acești trigger pot fi de multe feluri, cel mai frecvent acarienii din praful de casă, polenul sezonier în funcție de fiecare plantă care apare, există copii care reacționează la aceste polenuri, poluarea, părul de animale, exercițiul fizic uneori poate să determine o criză de astm. Fumatul pasiv al părinților, iar dacă vorbim de copii mai mari, de adolescenți, faptul că ei se apucă de fumat de la vârste tot mai mici poate să înrăutățească acest astm. Mai sunt tot felul de alte cauze, astea se... răspunzând la întrebările pneumologului, părintele le identifică și este extrem de important să încerce să evite acești alergeni. Mă gândeam cum putem face să nu intre în panică părinții. De obicei când se povestesc lucruri de genul ăsta la televizor, ca într-un exercițiu de ăsta de borderline, așa încerci să găsești semne de boală la copilul tău. Cum putem să-i liniștim? Nu toți copiii fac astm, nu orice șuierat înseamnă astm, dar episoade frecvente de șuierat trebuie diagnosticate de medicul pneumolog. Există tratament? Există tratament. Există un tratament de fond care se administrează zi de zi. Chiar dacă starea copilului este bună, acel tratament nu trebuie oprit, pentru că asta poate duce la agravarea, la reapariția crizelor mai frecvente de astm. Și părintele este extrem de important să primească de la medicul pneumolog un plan de criză, să recunoască episoadele de exacerbări, să știe cum să reacționeze în acel moment, ce tratament să dea, să știe când este nevoie să meargă la spital. Astmul de principiu e o boală cronică, e o boală care se declanșează uneori la vârste mici, alteori chiar la vârstă de adult și care nu se vindecă, dar poate fi ținut sub control având diagnosticul corect, încadrarea în forma corectă și tratamentul corect. Iar acest tratament trebuie verificat cel puțin anual pentru a ne asigura că acest copil are simptomele controlate, nu are tuse nocturnă, poate să se odihnească, poate să aibă activitate fizică fără să-i declanșeze crize și crizele sunt cât mai rare. Deci nu se vindecă, trebuie urmat acest tratament, dar este de bine dacă nu are manifestări frecvente. Noi putem preveni cumva apariția astmului la copii? De exemplu, fumatul părinților ar trebui să nu existe. Din momentul în care femeia rămâne însărcinată, ar trebui să oprească fumatul, iar în prezența copilului să nu se fumeze. Atunci când ne naștem, sistemul nostru respirator nu este dezvoltat în totalitate, durează cam până la 8 ani să se dezvolte complet, iar această perioadă, primii ani de viață, sunt extrem de sensibili din punctul ăsta de vedere. Orice trigger, orice factor nociv aducem în preajma copilului poate să ducă împreună cu alți factori la declanșarea unui astm. Deci, în niciun caz fumat nu. În spații închise împreună cu copilul. Curățenie în cameră, am vorbit și de acarienii care pot declanșa. Din păcate, de ăștia este foarte greu să scăpăm în totalitate, dar da, fără mucegaiuri, fără acarieni, cât mai mult aspirat, și există acum tot felul de soluții de dat pe fața de pernă, de detergent special, care să diminuie pe cât posibil prezența acestor acarieni, dar de ei greu scăpăm cu totul. Bineînțeles, ne-ar ajuta... Și de poluare în marile orașe? De poluare în marile orașe, cu cât sunt tot felul de studii că dacă ne depărtăm doar cu 100 de metri de o arteră principală de stradă, s-ar putea crizele să fie ceva mai rare. La fel, ne-ar ajuta ca toate plantele acestea cu polenuri, care ambrozia, de exemplu, care poate fi curățată, să fie curățată, nu să fie lăsată pe câmpuri să crească cât vrea ea. O discuție care nu se mai termină, în fiecare an avem aceleași știri despre ambrozie, îmi pare că nu învățăm nimic. Am prieteni foarte buni care pentru copiii lor au schimbat țara, nu doar orașul, au ajuns într-o zonă cu climă mediteraneană și episoadele de asp, că de aia au fugit de aici, au încetat brusc și dintr-o dată, doar pentru că au schimbat calitatea aerului. Mulțumim tare mult, doamna doctor Ilinca Tranulis. Astăzi am discutat despre astmul, ce se poate instala de la vârste fragede la copila și voștri. Mulțumim tare mult, o săptămână reușită să aveți.